Salut, sunt Ani și bine ați venit la un nou videoclip. Astăzi voi începe o nouă serie de videoclipuri numită Poveștile la doza ale lunii acesteia. Videoclipul acesta s-a născut inițial din cauza că luna aceasta am luat Netflix-ul și de obicei mă uit la multe seriale și la câteva filme și nu pot la fiecare să fac un videoclip aici pe canal, așa că m-am gândit să fac un videoclip la sfârșitul fiecarei luni în care să vorbesc despre serialele, filmele, documentarele, câteodată piesele de teatru pe care le-am văzut în acea lună. Acest videoclip nu va avea spoilere, așa că puteți să stați liniștiți, pur și simplu o să vorbesc eu despre ce seriale am văzut luna aceasta și o să iau pe fiecare în parte. Sper să vă placă acest tip de videoclipuri și haideți să începem! Primul serial terminat luna aceasta a fost Alias Grace. Alias Grace este o miniserie făcută de cei de la Netflix, bazată pe cartea scrisă de Margaret Atwood cu același nume. Prezintă povestea lui Grace, o femeie ce a fost acuzată de o crimă foarte morbidă cu câțiva ani în urmă, iar toată viața ei și-a petrecut-o în diferite aziluri de nebuni sau în închisori. Iar acum ea face ședințe cu doctorul Simon, care încearcă să deslușească cazul și noi de-a lungul serial lui trebuie să aflăm dacă Grace este vinovată de crimă sau nu. Am mai vorbit despre carte pe canal, cu toții știți că mi-a plăcut foarte mult și că o recomand tuturor, doar că am avut câteva probleme cu serialul, mi-a luat foarte mult să-l termin, cu toate că are doar 6 episoade și mi s-a părut că acțiunea era într-un fel prea rapidă și mi s-a părut foarte plictisitor. Mi-amintesc că de fiecare dată când mă uitam la câte un episod, tot mă uitam în bară să văd cât mai are până se termine, pentru că pur și simplu pe mine mă plictisea groaznic. Nu știu dacă pe voi, cei care v-ați uitat, v-a plictisit sau doar pe mine, pentru că eu am citit și cartea și știam ce se întâmplă, doar că pur și simplu n-am putut să ador serialul atât de mult pe cât am adorat cartea din motivul acesta. Mi-a plăcut foarte mult cum a jucat actrița principală, mi-a plăcut că a urmat povestea cum trebuie. La început mi-a plăcut de tare sfârșitul, mai ales că nu mi-aminteam foarte bine nici ce se întâmplase în carte, a trebuit să aflu din nou cum s-a terminat cartea, doar că după am stat puțin și am gândit finalul și până la urmă mi-a plăcut cum au gândit tot. Problema mea a fost că a fost foarte plictisitor și că m-a plictisit foarte, foarte mult încă de la primul episod. M-am gândit că de la episodul 2 și episodul 3 va fi mai ok, doar că pur și simplu nu a continuat să fie plictisitor. Doar că povestea este foarte captivantă și dacă chiar nu vreți să vedeți serialul, v-aș recomanda cartea din tot sufletul meu, pentru că este una dintre cărțile mele preferate din toate timpurile și Margaret Atwood este una dintre autoarele mele preferate. Mi-a mai plăcut la Alias Grace, la serial, modul în care era scris scenariul. Mi-au plăcut multe replici de ale lor pentru că sunau foarte profund și îmi plăcea modul în care au ales cuvintele să pară cât mai mult din acea perioadă. De asemenea, mi-a plăcut cum eram în mintea lui Grace de-a lungul serialului, la fel cum eram și în carte. Și mi-a plăcut și că au luat multe citate din carte și le-au introdus în script, ceea ce nu văd în multe adaptări. Alias Grace primește nota 9 de la mine. Următorul serial pe care l-am terminat luna aceasta este American Horror Story sezonul 7, Cult, care mi-a plăcut enorm. Am iubit de la storyline până la scenariu, până la modul în care au jucat actorii. Sarah Paulson și Evan Peters în sezonul ăsta au fost pur și simplu geniali și ambii merită câte un premiu pentru modul în care și-au jucat rolurile. La început nu am înțeles foarte bine despre ce era vorba în acest sezon, doar că odată ce trec câteva episoade o să înțelegeți dacă sunteți confuși. Acest sezon se bazează pe mai multe culturi și pe Kai, un suporter de-a lui Trump, care pornește acest cult în care omoară diferiți oameni, iar pe altă parte avem pe Ellie, interpretată de Sarah Paulson, care este o lesbiană ce are întemeiată o familie, are un copil, doar că suferă de foarte, foarte multe fobii. Sunt de fobiile de găuri mici, de clown în special și de multe altele pe care o să le vedeți de-a lungul sezonului. Iar odată cu ieșirea lui Trump ca președinte, toate fobiile acestuia încep să devină tot mai grave. Iar de-a lungul sezonului acestuia avem foarte multe răsturnări de situații, foarte multe momente șocante. Sezonul ăsta este unul dintre cele mai creepy și mai sângeroase sezoane pe care l-am văzut din American Horror Story și pot să spun cu mâna pe inimă că este sezonul meu preferat și cred că este cel mai bun sezon din American Horror Story din tot ce am văzut eu până acum, pentru că n-am văzut 1-ul, 2-ule și 4-ule, ceea ce pe mine să fac. Doar că dacă vreți un serial creepy și ceva ce chiar să vă dea de gândit, puteți să vă uitați la American Horror Story Cult. E pur și simplu mind-blowing tot ce se întâmplă
întâmplă în sezonul ăsta, l-am adorat. Cult primește de la mine nota 10. Apoi a urmat să am o zi în care să nu fac aproape nimic și în care să mă uit doar la un serial, așa că m-am uitat la tot sezonul întâi din Girl Boss. Girl Boss este un alt serial făcut după o carte pe care eu nu am citit-o și nici nu știu autoarea. Cartea are același nume și nu este tradusă la noi, iar acesta este tipul de serial pe care îl puteți urmări atunci când ați terminat o teză sau un examen și pur și simplu vreți să vă relaxați și să nu vă uitați la un serial ce vă dă foarte mult de gândit. Girl Boss are în prim plan pe Sofia, o tânără ce în primul episod ajunge să fie dată afară de la servici, iar aceasta, fiind pasionată de modă, începe să își facă o carieră din a vinde haine pe eBay. Acest serial mi-a plăcut foarte mult, a fost foarte amuzant, a fost foarte light și foarte relaxant. Chiar vi-l recomand într-o zi în care chiar nu vreți să faceți nimic după ce ați muncit zile întregi, pentru că o să vă amuză, o facă să vă simțiți bine și pe lângă asta, povestea lui Sofia este foarte inspirațională și personajul în sine, Sofia, și modul în care de la nimic a evoluat și a ajuns atât de sus, m-a inspirat pe mine și probabil o să vă inspire și pe voi, pentru că are o poveste remarcabilă și e un personaj foarte bine conturat. Nota pe care am de gând să-i dau acestui serial este 9.80 și chiar vi-l recomand. Următorul serial a fost tot un binge watch, l-am văzut tot într-o zi, se numește The Sinner. The Sinner prezintă povestea tulburătoare a Corei, o femeie ce într-o zi merge cu soțul ei și cu copilul ei pe o plajă, iar pur și simplu vede un om și ajunge să-l înjunghie de mai multe ori să-l omoare. Iar de la această întâmplare se face un foarte mare caz, iar un detectiv trebuie să afle care este adevărul și de ce Cora a ajuns să înjunghie acel om. Am adorat acest serial, pur și simplu nici măcar nu mi-am plănuit să îl văd într-o zi, doar că am fost atât de captivat de poveste și am vrut să aflu adevărul atât de tare încât pur și simplu nici nu mai împăsa că aveam de făcut ceva pe a doua zi, am dat într-una să văd următorul episod, până l-am terminat, l-am văzut pe tot stând în același loc, cred că m-am ridicat doar de două ori. Actrița care o joacă pe Cora este o actriță excepțională și întruchipează personajul ăsta într-un mod atât de realist. Povestea este foarte emoționantă și foarte șocantă și pur și simplu odată ce toate bucățile puzzle-ului sunt puse la oaltă, creează o întâmplare la care nu te-ai fi putut gândi niciodată. Poți printre primele seriale la care chiar nu mi-am dat seama care ar putea fi motivul real și ce s-a întâmplat de fapt. Mi-amintesc că mă uitam la episodul în care am aflat ce s-a întâmplat de fapt și pur și simplu nu mai puteam de șoc. Mi-a plăcut foarte mult scenariul, mi-a plăcut foarte mult cum au jucat toți actorii și pur și simplu serialul ăsta de la mine primește nota 10 fără niciun alt gând. 10, 10, 10. L-am adorat. Următorul serial pe care l-am văzut în aceasta este Slasher. Slasher prezintă o poveste pe care o vedem în mai multe seriale. Povestea aceea tipică cu familia ce cu mulți ani înainte a murit, iar femeia era însărcinată și acum, după mulți ani, copilul ei se întoarce în acel oraș și încep din nou omorurile. Doar că acest serial este tratat într-un mod mai matur, având în vedere că este peste 18 ani, deci nu l-aș recomanda celor care chiar sunt slab de îngeri, pentru că pe lângă că are trigger warning pentru nuditate și foarte mult sex, omorurile sunt foarte creepy și foarte explicite și pe unii dintre voi, dacă chiar vă speriați la lucruri de genul ăsta, chiar s-ar putea să vă bage sub pătură. Mi-a plăcut serialul ăsta, doar că nu pot să zic că mi-a plăcut atât de mult pe cât mi-au plăcut alte seriale de acest gen. În primul rând pentru că povestea este repetată și am mai văzut-o în alte 10.000 de seriale, doar că nu pot să zic că asta e problema mea principală cu el. Mi-a plăcut atât de tare cum au jucat actorii. Au avut momente în care mi s-a părut că au jucat foarte fals și nu pot să zic că am adorat sfârșitul, am foarte multe probleme cu el. De asemenea, ăsta a fost alt serial la care chiar nu m-am prins cine putea să fie criminal. Am avut foarte multe teorii și toate s-au dus pe apa sâmbetei la sfârșit. Am fost foarte jucat, îmi amintesc că am vrut să văd ultimul episod noaptea și exact când am dat click pe ultimul episod și am început să mă uit, am început să-mi pice netul în cameră și n-am mai putut să văd nimic. Iar a doua zi, la prima oră de la școală, m-am pus să mă uit pentru că eram prea curios să aflu cine este criminalul. Acest serial chiar se încadrează bine de tot la genul horror și povestea în sine este destul de ciudată și destul de îmbrligată. Iar serialul acesta primește de la mine nota de 8.50 pentru că am avut câteva probleme cu el. Apoi am văzut o piesă de teatru luna asta numită Angel, care mi-a plăcut foarte mult, în care este vorba despre această femeie ce trebuie să se căsătorească, iar exact în noaptea anunții începe să-i fie frică și se duce să se
ascunde în baie, iar toată piesa de teatru se petrece în baie. Iar cât timp aceasta stă în baie, are o discuție cu Dumnezeu, care este o femeie, și află foarte multe lucruri despre viața ei pe care nu le știa și nu le conștientiza. A fost o piesă superbă, combină amuzamentul cu drama și au fost multe momente la care am râs și multe momente la care mi-a venit să plâng și este o piesă de teatru foarte, foarte frumoasă pe care, dacă auziți că se joacă la voi în oraș, aș recomanda să mergeți să o vedeți. Iar piesa aceasta de teatru primește de la mine nota 10. Alte piese de teatru pe care am văzut-o luna aceasta a fost Bani din Cer, care iar mi-a plăcut foarte mult, în care este vorba despre acest bărbat ce într-o zi când vine de la lucru află că are de fapt servieta altcuiva plină de bani și imediat ce află asta crede că a furat-o și vrea să plece din oraș, iar cu cât avansează mai mult piesa, cu atât se află mai multe lucruri și devine tot mai încălcită. Iar piesa Zăriga a fost una dintre cele mai amuzante piese de teatru pe care le-am văzut vreodată și pur și simplu stăteam acolo pe scaun și nu mă puteam opri din râs. A fost pur și simplu genială și vi-o recomand dacă aflați că se joacă la voi în oraș, mergeți să o vedeți. Piesa aceasta de teatru primește de la mine nota 9.50. Iar ultima poveste care se află în doza mea din luna aceasta este documentarul Simply Complicated al lui Demi Lovato, pe care am așteptat să-l văd de foarte mult timp și care pur și simplu m-a șocat și m-a întristat și m-a făcut fericit și am simțit foarte, foarte multe lucruri în timp ce mă uitam la el, pentru că eu ador pe Demi Lovato și este una dintre femeile pe care le consider foarte inspiraționale și pur și simplu să aflu povestea ei de viață și să aflu prin ce a trecut, tot șocul pe care l-am avut când am aflat că a fost de fapt mai rău decât credeam eu, a fost wow, pentru că să aflu tot ce s-a întâmplat lui Demi, cred că eram mică, și toată presiunea asta pe care a avut-o asupra ei, pur și simplu a fost dureros și evoluția ei de la cum a fost când era adolescentă la cum e acum este pur și simplu inspirațională și foarte, foarte frumoasă. Iar dacă nu ați văzut până acum documentarul ăsta, chiar vi l-aș recomanda pentru că este pur și simplu superb și de la mine are nota 10. O iubesc pe Demi extrem de mult. Ok, acestea au fost poveștile care s-au aflat în doza mea luna aceasta. Povestea mea preferată probabil a fost Simply Complicated sau The Sinner. Puteți să-mi spuneți în comentarii ce povești s-au aflat în doza voastră de luna aceasta și care a fost preferata voastră. Toate linkurile mele la video sunt în descriere, Facebook, Instagram, pagina de Facebook, conturile de Instagram. Am început un cont de Instagram cu bookstagram-uri, cu poze cu cărți, la care vă aștept să-i dați follow, Snapchat, Goodreads, de toate. Eu sunt Andy, fac videoclipuri în fiecare săptămână, mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Pa!